Să vă vedeți, să începeți? Bineînțeles, au trecut deja câteva luni de când am tot stat acasă și cel mai mult timp izolați, așa că suntem fericiți că am revenit cumva la pregătire, chiar dacă nu ne putem pregăti încă normal, însă eu una chiar sunt bucuroasă că ne-am reunit și că am început din nou antrenamentele. Cum a fost Da, am văzut și eu că numărul cazurilor crește, din păcate, zilnic. Vă dați seama că încercăm să ne protejăm cât putem de mult. Nu știu dacă teamă e cel mai potrivit cuvânt, pentru că suntem la pregătire și ne bucurăm de faptul că suntem din nou împreună și putem face antrenamente, însă încercăm să avem cât mai multă grijă. V-a reușit pregătirea aceasta pe stadion? Da, am făcut încă de la juniori, facem pregătire pe stadion, deci nu e o problemă din punctul ăsta de vedere. Îți dai seama că ne-ar plăcea să facem antrenamente specifice pentru că astea ne lipsesc, însă deocamdată suntem mulțumiți cu ceea ce avem și cu faptul că putem să alergăm pe stadion și că putem intra în sala de forță. Un sezon care nu s-a terminat tocmai bine pentru voi, te-ai obișnuit cu ideea, nu din cauza voastră. Da, un sezon în care noi am muncit foarte mult, în care eram favoriți practic să ne îndeplinim obiectivele. Alții au luat această decizie și s-a terminat cum s-a terminat, însă mergem mai departe. Nu avem ce să schimbăm, s-au tras și grupele Ligii Campionilor, practic trebuia să fim în cealaltă grupă, dar nu mai contează. Din punctul meu de vedere, cred că eram favoriți să câștigăm titlul în acest an. Dacă am fi terminat campionatul pe teren, 99,99% am fi fost campioane, din păcate asta e situația și privim către viitor și către sezonul următor. De Liga Campionilor. E o grupă grea, foarte grea din punctul meu de vedere. Practic nu e niciun outsider, să spunem, chiar dacă crim, să spunem că este cumva echipa mai slabă din grupă, este totuși o echipă cu tradiție. Formatul din acest an este și el diferit. Avem foarte multe meciuri, foarte multe meciuri grele. Vom începe și campionatul, vom juca din 3 în 3 zile, o să fie un program infernal. Așa că de luat cu Rostov? Da, nu știu dacă neapărat o revanșă. Noi avem nevoie să facem cât mai multe puncte și să încercăm să terminăm în primele două echipe ca să ne calificăm direct în sferturi. Însă cred că va fi foarte greu. Dar grupa de la Euro, cum ți se pare? Grupa de la Euro mi se pare și ea foarte grea, seamănă foarte mult cu grupa de acum 2 ani, la fel și grupa principală dacă am avansat în competiție. Per total, cred că o să fie un an competițional foarte greu, atât la echipa de club cât și la echipa națională. Așa, o vacanță lungă? Îți dai seama că suntem entuziasmați să începem, însă ne așteaptă un program infernal și va fi foarte greu din punctul de vedere, pentru că trebuie să avem grijă de noi, să fim sănătoși în primul rând. Sunt mult mai multe meciuri decât în sezoanele trecute, plus că este în continuare an preolimpic și la anul jucăm calificări pentru Jocurile Olimpice, deci dacă stau să mă gândesc acum, cred că mi se face așa puțin rău la cât avem de jucat, însă pe de altă parte sunt fericită că ne-am întors la pregătire și sper din tot sufletul să putem relua competițiile, că deocamdată nu știm nimic sigur. Ce transferuri s-au făcut, cum se anunță sezonul acesta? Va fi o luptă în 3 la titlu? Vor fi mai multe echipe implicate pentru titlu? Te referi în campionat? În campionat. Da, sunt mai multe echipe care s-au întărit. Bineînțeles că noi avem ca în fiecare an același obiectiv și anume să ieșim campioane, însă cred că va fi o luptă acerbă și pe plan intern, pentru că sunt câteva echipe care au făcut transferuri serioase și care vor încerca să se bată pentru primele locuri și mai ales pentru cupele europene. Cu Iulia cum va fi din noua postură? Nu știu, că suntem abia la început. Sunt, o să fie mai ciudat, așa puțin? Nu cred că o să fie ciudat. Iulia a fost întotdeauna o jucătoare respectată și cu siguranță că va fi în continuare și ca antrenor. Din punctul meu de vedere, trebuie să-i acordăm acest respect pentru că acum se află cumva în echipa cealaltă a staff-ului, nu mai este jucătoare și o respectăm. Deci nu e niciun fel de problemă din punctul de vedere. Mă bucur pentru ea că va continua la club, pentru că a fost practic de la început, de când s-a format această echipă și a început să obțină rezultate și
merita să rămână în cadrul clubului. La club au existat mai multe probleme financiare în ultima perioadă. S-au mai ameliorat, având în vedere odată cu reluarea antrenamentelor? Da, și avem vești că vom primi și salariile pe martie zilele acestea, deci apoi vom primi acei bani din șomaj. În curând vom fi la zi cu salariile. Cristi, ai bucurat din plin de vacanțe, ești foarte bronzată. M-am bucurat și nu m-am bucurat, pentru că n-a fost chiar o vacanță normală. Am stat foarte mult în izolare sau dacă am ieșit, am ieșit foarte puțin. Am încercat să mă protejez cât am putut de mult în perioada asta. Mi-aș fi dorit, sincer, să pot să am o vacanță normală, dar anul acesta nu o să o am. De acum mă concentrez pe handbal și pe ce am de făcut la echipa de club și la echipa națională.